România consideră că procesul de semnare a acordului de asociere și acordului de liber schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană trebuie accelerat. Declarația a fost făcută de președintele român Traian Băsescu. Liderul de la Cotroceni a afirmat că România insistă pentru data de 27 mai, pentru că atunci se va desfășura o reuniune extraordinară a Consiliului European. Iar pe 26 și 27 iunie va avea loc un summit ordinar al Consiliului. Ar fi extrem de important să se semneze în mai pentru a se da timp Republicii Moldova, României, Poloniei, Cehiei și țărilor baltice să ratifice aceste acorduri înainte de vacanța de vară, a mai spus Traian Băsescu. Republica Moldova trebuie să se gândească foarte bine care este valoarea articolului din Constituție care stabilește că țara este un stat neutru, atâta timp cât neutralitatea nu este respectată și are trupe de ocupație pe propriul teritoriu, a mai spus șeful statului român. Potrivit lui Băsescu, scenariul cel mai rău ar fi o destabilizare a regiunii Odessa, iar unul din obiectivele Federației Ruse ar fi să ajungă la vechea frontieră a URSS.